ai executivului primăriei și cu membrii ai grupe de consilier local pentru a găsi o soluție totuși de finanțare, pentru că mi se pare oarecum ciudat de peste 2 ani să stai cu bani în conturi și chiar să nu poți face nimic. Cred că până la urmă suntem oameni, ar trebui să nu comunicăm doar prin presă și prin comunicate, fără a încerca să găsim o soluție cu persoanele direct implicate. Și din acest punct de vedere, aș solicita domnului primar să facă această întâlnire săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni, astfel încât în bugetul de 2014, până atunci, să găsim o soluție. Președinte, doamna Burză, legea e clară din nefericire și orice întâlnire n-a face altceva decât să citim legea. Sper ca prin efortul dumneavoastră și al Serenului în integralitate să puteți să ne sprijiniți să modifice legea care este la Parlament. Aceea este soluția care a rezolvat problema. Soluție legală nu există. Aveți dumneavoastră o soluție legală, vreau să o spuneți aici în ședința Consiliului Local, pentru că aș promova imediat. Nu există o altă soluție, pentru că acum de 2 ani de zile primăria ne-a fixat într-un asemenea blocaj. Există ieșirea prin calea legală prevăzută de lege. Dacă USR-ul are voință politică, poate să o rezolve în 30 de secunde. Domnul primar, probabil, care nu permite acest lucru. Am să vă dau exemple, cu toate că nu sunt o fană neapărat a fotbalului, a marilor cluburi din alte orașe. Iau, știu eu, Manchester, are 2 echipe. Manchester privat, Manchester City, care este finanțat de la bugetul local. Juventus Torino, tot așa, echipă privată, altă echipă Torinoului e finanțată AC Torino de municipalitate. La fel Roma, Lazio Roma versus AC Roma. Lazio Roma privat, AC Roma finanțată de municipalitate. Sunt convinsă că dacă se putea face, acest lucru l-ați fi făcut și dumneavoastră, când aveați spârlile. De ce refuzați o întâlnire cu președinții celor două? Dar nu refuz. Dar haideți să o facem atunci. Doar să ne întâlnim să citim legea, nu are niciun rost dacă nu avem soluțiile legale. Haideți să nu pornim cu nu. Eu ca prim-ministru am studiat legislația. România nu are niciun fel de interdicție de a adopta un asemenea proiect. Deci și-a dat aviz pozitiv din guvern la proiectul respectiv cu semnătura primului ministru și cu avizul ministrului justiției. Deci suntem baturie la proiectul de lege. Deci nu există în România un asemenea impediment. Probabil că are în altă parte, dar România nu este ținută de vreo lege europeană să nu adopte un asemenea anomalie. În România, prin legile pe care le ia, se raliază legislații europene și știți foarte bine. Nu există nici o interdicție legală pentru adoptarea proiectului de lege. Este o chestiune de voință politică în acest moment. Asta vă pot spune, pentru că am fost atunci și am discutat subiectul. De aceea știu că în guvern am acordat, când a venit proiectul, trebuie să dea avizul totdeauna executivul pe proiectele care se supun la Parlament. Și această expertiză de specialitate a fost avizul Ministerului Justiției, s-a dat aviz pozitiv. Din nefericire n-am putut să-l promovăm în Parlamentul formă final. Asta este. Dar el poate fi promovat din acest punct de vedere. Eu cred că se a trecut așa, pentru că n-aveam de dat un vot pe ea. A trecut clar repede. Eu mi-aș dori ca undeva din acest Consiliu Local totuși să se desprindă o idee, pentru că, într-adevăr, prin comunicate, prin răspunsuri la întrebările oamenilor din presă, ne-am exprimat cu toții sub o formă sau alta, cu privire la faptul în sine că nu ne dorim să pierdem acel 0,51% pe care încă deținem la Ucluj. Poate că ar fi necesar totuși din această ședință de Consiliu de astăzi să se desprindă acest gând vis-a-vis de nu știu, sau cel puțin pornind de la dorința mea de a da oricărui om un răspuns, chiar dacă propunerea acelui om n-aș putea să o pun într-un registru sau altul și mi-aș dori să nu o calific, eu subiectiv, cred că ar trebui să avem un mesaj pentru propunerea pe care domnul Florian Baltăr ne-a făcut-o și nu știu de ce nu putem desprinde acest mesaj astăzi în ședință. Eu la acest aspect mă referam la finanțare. Deci la acest aspect de reprezentanță public, grupe politice sau promovate mare, dacă mai există un punct de vedere și să știm. Pentru că o cerere în care Consiliul Local este invitat să vândă aceste acțiuni. Dacă este pro sau contra. Și cred că e bine să dăm un răspuns. Și eu trebuie să dăm un răspuns din acest punct de vedere. Aș dori doar un răspuns din partea juridicului. În momentul în care spunem că nu vindem, dacă ar putea avea acționarul majoritar, vreo formă de constrângere
vreo găselniță legală prin care să pierdem fără să merităm să pierdem. Am înțeles că se ne oblige pe noi. Păi atunci ce trebuie să facem? Până în vreme, noi nu activăm nimic pe capitalul social și nu avem pe legea 69 nicio sancțiune câtă vreme nu mișcăm financiar bani, pentru că am avea pe alte acte normative atunci. Atunci trebuie să ne pronunțăm ca să fie clar pentru toți slujbii. Să nu vrem să ieșim din public. Eu susțin un astfel de punct de vedere să fie o viziune unitară. Pentru că altfel trecerea cu ușurință peste această vieță ar putea interpreta altfel. Am spus, nu rezolvă problema finanțării, solicitarea pe care domnul Baltur înaintează. Nu pot să nu recunosc însă faptul că numai discuții pe care am avut-o cu dânsul la București de a finanța continuarea universitatea până la găsirea unei soluții a răspuns pozitiv din ce văd în teren că se întâmplă, prin faptul că s-a implicat în susținerea în continuarea universității, pentru că m-am speriat când am văzut că nu câștigă niciun meci și se afundă pe ultimul loc în clasament. Am avut acea discuție, trebuie să fiu corect raport cu dânsul că a spus nu voi neglija Clujul, am un respect față de Cluj, față de ce este spiritul universitar de acolo, nu voi lăsa echipa să aibă probleme financiare deosebite, mă voi implica. Acest subiect nu l-am discutat, nu am avut niciodată o discuție cu dânsul pe marginea acestui subiect. Din punctul meu de vedere, cred că primăria, având în vedere că este și titularul și proprietarul palmaresului, nu a mărcii și a palmaresului, trebuie să rămână în continuare la Universitatea Cluj. În al doilea rând, dacă e să vorbim de rezolvarea problemei finanțării, nu o rezolvă decât poate o complică, în sensul că deschide care se poți finanța numai CFR. Ieșirea de la Universitatea Cluj, pentru că poți să finanțezi doar acolo unde ești acționat prin majoră de capital. Asta spune analiza noastră juridică. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că este oportună. Haideți să stăm un pot de principiu atunci pentru a ne manifesta refuzul pentru oferta domnului Baltă. Da, atunci propun un vot de principiu cu conținutul îl arătat și de doamna consilier Anastasia. Cine este pentru? Da. Această idee de a rămâne în continuare la pentru refuzul ofertei domnului Baltă, da? Da, pentru refuzul ofertei, să fie clar, refuzul ofertei. Împotrivă?